Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit la un nou documentar. În minutele care urmează, vă prezint o teorie șocantă care ne spune că getodacii au fost supuși unor experimente de către extratereștri. Haideți să vedem despre ce este vorba. Brașoveanca Maria Tiriboi a scris o carte despre simbolurile ascunse în picturile vechi. Simboluri lăsate de civilizații nepământene. În fiecare pictură, în desenele scrijelite pe pietrele antice, acolo unde ochiul neavizatului vede doar simple reprezentări ale corpului uman, femeia deslușește simboluri ale unor civilizații extraterestre sau ale celor mai recente descoperiri științifice. Toate acestea au fost lăsate chiar pentru noi, cei de azi, ca să ne trezească din ignoranță, să ne putem da unele răspunsuri, spune Maria Tiriboi. Aceasta își argumentează teoria făcând apel la astronomie, genetică, istorie și biochimie. Maria Tiriboi își începe povestea spunând că s-a născut într-o casă de oameni destoinici dintr-un sat vasluian. Eram două surori. La 7 ani, părinții mi-au pus sapa în spate. Povestește Maria despre anii copilăriei. Muncea, dar îi plăcea și să citească. Pe când era elevă, a stat în podul unei fabrici de ulei, făcea foc cu cojii de semințe de floarea soarelui. Era în primii ani de după război. Fata simplă visa să fie învățătoare. A citit mai întâi Biblia și mitologia hindusă. Eram tare neastâmpărată. Mama îmi spunea faraoanco. Am întrebat un profesor ce înseamnă. Așa am aflat de civilizația egipteană. Apoi, văzând că-s mai destupată la minte, mi-a dat cărți de citit. Își aduce aminte femeia. Abia la 18 ani a avut ocazia să vadă o bibliotecă adevărată, în casa unor bătrâni din Bârlad. S-a apucat serios de studiu. A început cu Cartea Tibetană a Morții. Au urmat alte și alte documente despre civilizații îndepărtate pe care le strângea cu grijă pentru mai târziu. Maria Tiriboi a fost părtașă la tranzacțiile secrete de la uzina Tractorul Brașov. De mică, toată averea mea au fost 2 saci cu cărți și 3 valize cu hărți și poze. Nu știam de ce le păstram. Poate și pentru că un profesor mi-a spus cândva, o să fie ceva cu tine în viață. Își amintește Maria. A urmat școala pedagogică de învățători din Vaslui. Apoi s-a mutat la București, unde a absolvit școala de subingineri în industria ușoară. În paralel învățam limba engleză pe brânci, cu picioarele în lighean, povestește pensionara. După școala de comerț exterior, a fost repartizată la Brașov, la uzina Tractorul, UTB. Aici a lucrat 20 de ani cu țări din vest. Ea era cea care purta corespondența comercială, în urma căreia tractoarele românești erau cumpărate în străinătate. Pentru că era în legătură cu Occidentul, a fost de multe ori verificată de securitate, mai ales că multe dintre tranzacții erau considerate afaceri secrete. Între timp, descifram texte și imagini, le puneam înapoi în valiză. Notițele le ordonam pe ani, să știu mai târziu cum am evoluat, a explicat Maria. De mică i-a plăcut să picteze. În 1975 a avut prima expoziție personală. Majoritatea tablourilor au fost cumpărate de niște colecționari din Grecia și Israel. S-a înscris și în Uniunea Artiștilor Plastici, dar s-a retras dintre profesioniști pentru că se mâncau între ei. Picturile Mariei reprezintă scene autobiografice din perioada petrecută în satul natal. Femeia este acum la pensie. De când a ieșit la pensie, preocupările spirituale ale Mariei s-au întețit. Până când a ajuns la concluzia că a strâns destul material pentru o primă carte, unicat pe plan național și mondial. Înapoi în viitor este un volum care descrie teoria originală a brașovencei
despre originea omului, a terei, destinul României, interacțiunea noastră cu civilizațiile nepământene, deloc bine intenționate. Toți trebuie să oprim ororile care ni se impun, toți trebuie să oprim neantizarea noastră ca spirite divine, dar și a planetei Gaia, Terra, este mesajul autoarei. În cărțile sale, Maria Tiriboi spune că sub Brașov există o lume subterană. Vedeam vecini cu câte 7-8 copii care munceau din răsputeri. Câmpul le dădea roade bogate și totuși nu aveau ce să mănânce. Am încercat să găsesc care este cauza răului. Pe atunci, aceasta era perceptorul care încasa taxele. Când am ajuns la oraș, răul era altul, în capitală altul și tot așa. Mi-am descoperit obligațiile mele cosmoterestre. De copil am avut vise revelații, stări speciale pe care nu mi le puteam explica. Ce văd eu pe cer, văd puțini oameni, spune Maria Tiriboi. Într-o iarnă, când cerul era roșu, ea a auzit niște sunete imperceptibile altor urechi, trosnituri urmate de fleșuri gigantice. Am testat pe soțul meu, Costică. Ce văd eu și aud eu, lumea nu percepe. Noi nu știm ce avem aici, în Carpați, mărturisește pensionara, explicând că în zona Brașovului ființează o lume subterană care ne supervizează activitățile de 100 de milioane de ani încoace. Munții noștri sunt, de fapt, piramide romboidale acoperite de păduri, susține Maria Tiriboi. Potrivit acesteia, planeta Gaia, Terra, este un corp ceresc aflat în regim experimental, proprietatea unui imperiu cosmic, format din mai multe supercivilizații, ale căror interese nu au coincis întotdeauna. De aici și numeroasele conflicte cosmoterestre. Iată câteva din concluziile teoriei sale. Această frumoasă Gaia, Terra, a fost și obiect de închiriat, ori de câte ori situația cosmoterestră a permis-o. De milioane de ani, planeta noastră a fost închiriată pe bucăți, pe bucățele, pe continente, unor echipaje extraterestre în scopul experimentării unor programe și linii genetice. Învățătorii soseau printr-un coridor energetic din zona Groenlandei, unită cu un fost continent gigantic hiperboreano-pelazg. În ochii extraterestrilor, noi suntem decât niște animale, un pic mai evoluate, tratate ca sclavi sau cobai. Mari bărbații de stat din istoria omenirii au fost creați în laboratoare ascunse de către genitori celești. Printre aceste personalități istorice se numără și Ramses, Isus, Fecioara Maria, Deceneu, Carol cel Mare, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Frederic al II-lea și așa mai departe. Potrivit brașovencei, mănăstirea Putna a fost ctitorită pe un loc străvechi plin de taine și puternic energizat. Daniel Sihastru a avut misiunea să monitorizeze evenimentele istorice din perioada dinastiei Mușatinilor. El făcea legătura între lumea subterană, marțienii rancieni, unde se află o bază extraterestră, plus piramida romboidală în adâncurile Rarăului, cu porți de ieșire. Acolo a fost instruit Ștefan cel Mare încă din copilărie, de o lupoaică. A fost potențat, magnetizat și inspirat în câștigarea luptelor pentru neatârnare, dar mai ales pentru ca barbarii să nu găsească ce căutau nebuniți, o informație capitală, o hartă. Acolo se arăta că soarta popoarelor fusese deja pecetluită, precizează Maria Tiriboi. Maria Tiriboi mai spune că tot la Putna se găsesc niște dvere cusute, niște giulgiuri cu portretele lui Ștefan și Maria de Mangop. Aceste broderii au fost interpretate de Maria într-un mod aparte. Anteriele, coroanele și fondul țesăturilor sunt pline de imagini cosmoterestre, inclusiv genetice,
absolut superbe, uluitoare, tulburătoare, notează autoarea. Dvera voievodului îl înfățișează într-un anteriu. Mâna lui dreaptă iese printr-un ochi egiptean, reprezentând un aparat ultra-sofisticat, prin care se vedea în cer, dar și pretutindeni pe și în pământ. Ștefan stă cu brațele deschise către o stea, care face parte din constelația de obârșie. Coroana are trei pietre prețioase. Cea din mijloc are deasupra și dedesubt litera W, care apare de trei ori, simbol al constelației Casiopeia. Maria remarcă faptul că nu există nicio cruce, în schimb, vodă e înconjurat de stele. Concluzia Mariei este că el a fost misionat din partea autorității supreme, o trinitate. Trei consilii formate din reprezentanții celor mai evoluate civilizații din Imperiul Confederației acelei autorități galactice. Veșmântul are pe mijloc o cusătură care simbolizează o coloană energetică multifuncțională, helixa ADN. Oricum, voievod Ștefan a fost, este un spirit foarte evoluat, ca și alți câțiva regi și voievozi dinaintea lui, a tras concluzia Maria Tiriboi. Autoarea mai spune că dinastiile bizantine au dispărut odată cu plecarea extratereștrilor. Dvera Mariei de Angop este încărcată și ea de elemente enigmatice, dintre care se repetă structura elicoidală a moleculei de ADN și simbolul constelației Casiopeia. După calcule și observații amănunțite, Maria ajunge la următoarea concluzie. Doamna Maria de Angop aparținea unei alte linii genetice, unui alt genotip matrice ADN, cam nepotrivit liniei genetice a voievodului Ștefan. O mare incompatibilitate. Dinastiile bizantine își sleiseră vâna biologică și spirituală, dând dovadă de o neliniște interioară disperată, aspecte care i-au dus la dispariție. Motivul a fost de ordin cosmic. În perioada anilor 1000-1500, trebuia să se petreacă ceva, o plecare de pe Terra a unor aleși spre o altă planetă. De aici debusolarea, disperarea, oferă Maria o explicație. Prin Dumnezeu, mai spune aceasta, înțelegem șeful supersavant genetician al unor echipaje extraterestre plonjate pe Gaia pentru a experimenta niște planuri. Și Hiperboreo, Pelasgii și Tracogeții, Sciții, au fost îndrumați de mai mulți șefi extraterestri cu baze în subterane, dar și pe alte planete, este convinsă pensionara. Civilizația etruscă a fost cea care a condensat în dovezi arheologice mărturia contactului cu această rasă superioară. Dar și strămoșii noștri au cunoscut această elită de supersavanți cu laboratoare și aparate de tip ozenistic superior, cu cosmodrom pentru decolări-aterizări ale astronavelor intra-extraterestre. Maria Tiriboi susține că, la obârșie, etruscii și dacogeții au fost frați. Paralela 45 a fost și este mereu în atenția tuturor extraterestrilor, deoarece buricul de fier al Pământului se află în vârful munților Godeanu, cel mai înalt punct geomagnetic, un nod de fier, cu densitate foarte mare, producând ondulații gravitaționale. Iar în mijlocul Bărăganului se găsește un ciudat punct magnetic, cel mai jos din țară. Este concluzia pensionarei preocupată de enigmele neștiute ale plaiurilor carpatice. Guvernanții micilor și marilor popoare știu multe, dar ne ascund totul lăsându-ne de izbeliște în fața monstruoasei dezordini planetare. Totul este scăpat de sub control. Câți dintre noi vor mai rămâne după marea curățenie planetară? Se zice că vor mai rămâne aproximativ 15 milioane de oameni. Să apărăm paralela 45. Extratereștrii au pus ochii pe ea. De n-o vom face, spune Maria, ne-o merita soarta.
cam în această limită de 1500 de kilometri nord și sud de paralela 45, s-au petrecut și continuă să se petreacă cele mai mari grozăvii de pe planetă, este convinsă Maria. Studiind texte vechi și noi, femeia a ajuns la concluzia că rasele extraterestre au calități spirituale superioare. Un IQ între 3000 și 3200, percep culori în spectru între 1900 și 2300 de microni, peste 100 de specializări individuale, un grad de solidaritate sinceră față de autoritatea supremă între 2 și 12. Viteza cu care gândesc ființele nepământene este de 1 miliard de ani pe secundă cosmică. O secundă cosmică are 10,92 de secunde terestre. Superspecialiștii, zeii cyborg, dețin modalități de transfer intergalactic cu mari posibilități de acomodări pe planetele unde trebuie să intervină. Transmit cu o viteză incredibilă informații ultrasecrete. Posedă tehnici de intervenție rapidă, de anihilare și blocare a spiritelor rele. Sunt înzestrați cu tehnici de superdetecție mentală și pot vindeca toate bolile cu energiile gândului. Despre getodacii marcați genetic vorbește și Tony Victor Moldovan din Cluj, care are o teorie interesantă referitoare la zestrea genetică a strămoșilor noștri. Undeva în galaxie, evoluția naturală a formulei ADN a dus la apariția primei ființe umanoide capabile să producă mijloace tehnice și, în cele din urmă, să practice ingineria genetică. Acel moment a adus primul eveniment important galactic, saltul tehnologic în terapiile genetice. Următorul eveniment important a constat în punerea în evidență a corpului spiritual și a structurii sale eterice, care deține informație genetică. De la acel nivel tehnologic, ființele umanoide au imaginat o modalitate nouă de reproducere, asexuată, care, pe lângă avantajele economice, asigură simplificarea formulei ADN cu fiecare șarjă de noi ființe și o evoluție artificială condusă a ființelor umanoide. Modalitatea de reproducere a ființelor extraterestre constă în racordarea unui corp fizic produs în laborator la un corp spiritual compatibil genetic, obținut în urma unor programe de inginerie genetică standardizate, desfășurate pe diverse planete. Practic, dintr-o formulă ADN inițial extrem de complexă, evoluată într-un timp lung, greu de definit, au explodat o multitudine de variante ADN inteligente. S-au desprins ramuri rase umanoide, care cu fiecare șarjă de ființe devin mai inteligente și își simplifică formula ADN. Rasele umane actuale, ca și diversele subtipuri rasiale, sunt rezultatul acțiunii mai multor zei, care, în programe de inginerie genetică ușor diferite, au modelat omul după chipul și asemănarea lor, adică după standardul ADN produs la un moment dat. Producția unei anumite mărci ADN, necesară unei singure generații de ființe extraterestre, acoperă perioada unui ciclu de evoluție umană pe Terra, desfășurat între două momente catastrofale, care pentru programul în curs se numesc potop și apocalipsă. Timpul lor este diferit de timpul nostru linear, datorită tehnicilor de distorsiune temporală. Astfel, un ciclu de evoluție umană pe Terra de 4.000-6.000 de ani acoperă aproximativ perioada vieții unei ființe extraterestre egală cu 900-1.000 de ani. Călătoria în timp, distorsiunile temporale, fac imposibilă chiar și pentru ei ordonarea clară, succesiunea cronologică a diverselor mărci ADN în timpul galactic. Cu alte cuvinte, nici măcar ei nu sunt în stare să prezinte ordonat arborele genealogic al creației, evoluția artificială și încrengătura ființelor extraterestre.
cosmogoniile lăsate de zei pământenilor, ușor de pătruns pentru noi astăzi, nu fac nici ele prea multă lumină în acest domeniu. Cu alte cuvinte, doctorul Moldovan susține că rasele umane actuale sunt rezultatul acțiunii mai multor zei, care în programe de inginerie genetică diferite au modelat omul după chipul și asemănarea lor, adică după standardul ADN. Ființele extraterestre au scanat corpurile spirituale și le-au însemnat. După părerea medicului clujean, structurile ADN umane au o bază comună ce poate fi codificată numeric în numărul 666. În multe locuri ale teritoriului geto-dacic apare inscripționat 666 sub formă SSS sau CCC, șasele grecesc, sau VIVIVI, șasele latin. Astfel de inscripții se găsesc în complexul de la Sarmisegetuza, opaițul de la Drobeta, o placă de marmură de la Tomis sau o alta de la Tetovo, Macedonia. În concluzie, codul genetic al geților a fost marcat cu numărul 666. Interesantă ipoteza doctorului Tony Victor Moldovean, care ne copleșește cu cunoașterea sa aprofundată în domeniul ingineriei genetice extraterestre, dar mai ales în cunoașterea tainelor universului. Totuși, această demonstrație savantă a doctorului este combătută pe blogul Dacul din mine, unde autorul își expune un interesant punct de vedere. Pe de o parte, ne punem întrebarea cum s-a împărțit ADN-ul, astfel încât poporul evreu a avut parte de ADN-ul evoluat, mult perfecționat al populațiilor extraterestre, astfel încât au fost marcați cu viul lui Dumnezeu. Aceasta deja în demonstrația doctorului este o axiomă, nu o teoremă, deci nu trebuie demonstrată. Ne punem această întrebare pentru că, fiind marcați cu pecetea lui Dumnezeu, istoria evreilor ar fi trebuit să fie o continuă adorare a lui Dumnezeu, un permanent efort de a fi aproape de acesta. Erau doar marcați cu pecetea lui. Dar Vechiul Testament, de la începuturi, este plin de trădări între ei ca oameni, dar mai ales față de credința în Dumnezeu, deși erau marcați cu viul lui Dumnezeu. Chiar și minunile lui Moise nu au putut schimba îndărătnicia acestui popor în condițiile în care Dumnezeu le-a promis: am să vă primesc să-mi fiți popor, iar eu să vă fiu Dumnezeu. Și voi veți cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-a scos din pământul Egiptului și de sub munca păsătoare a Egiptului. Moise și-a transformat toiagul în șarpe, a umplut râul de sânge, a scos broaștele din râuri, a acoperit Egiptul, au ieșit țânțarii, tăunii, au murit animalele, au erupt bube pe egipteni, a trimis grindina, lăcustele au acoperit pământul, moartea primilor născuți a egiptenilor, trecerea prin Marea Roșie când Moise a despărțit apa mării și a înnecat toată armata lui Faraon. Toate aceste minuni le-a făcut Moise pentru a pleca cu poporul său de sub jugul egiptenilor. Când Moise s-a urcat pe muntele Sinai pentru primirea legilor, poporul evreu, care cu puțin timp în urmă jurase toate cuvintele pe care le-a grăit Domnul, le vom face și le vom asculta, nu a mai avut răbdarea să-l aștepte pe Moise să coboare din munte și a cerut să se facă un zeu, vițelul de aur, căruia au început să îi se închine. Și aceasta după nici 40 de zile. Nu este posibil ca în fața atâtor mulțimi de minuni făcute de Dumnezeu pentru poporul lui Isaia, acesta să fie atât de nerecunoscător încât să-și facă un idol dintr-un vițel. Au trecut câteva generații de la moartea lui Moise și deja evreii își căutau alți idoli cărora să li se închine. În ultima și cea mai cumplită trădare, crucificarea Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mesia care fusese trimis pe pământ tocmai pentru a duce poporul evreu la ascultarea către Dumnezeu.
Cum este posibil să-L primești pe Iisus cu florii duminica, pentru că același popor care L-a întâmpinat cu flori, vineri să-I pună coroana de spini și să-L batjocorească pe acel om care le făcuse numai bine, care făcuse atâtea minuni pentru ei. Și în aceste condiții putem considera că poporul evreu este poporul ales de Dumnezeu? Autorul nu crede că putem lua ca axiomă că pecetea lui Dumnezeu este asupra poporului evreu. Crede că trebuie studiată mai atent această împărțire a ADN-ului. Este posibil ca schema ADN-ului implementat în acest popor să fi fost eronată ori alterată, pentru că nu este posibil ca un popor care poartă pecetea lui Dumnezeu să nu-L recunoască pe acesta, pentru că această pecete există genetic în fiecare membru al acestei comunități. Pe de altă parte, ADN-ul este o înlănțuire de celule specifice și care se păstrează o perioadă de mulți ani. În aceste condiții, autorul ar fi considerat ca cercetările doctorului să fi fost făcute asupra unor oseminte vechi ale populației evreiești, să le compare ADN-ul cu cel al populațiilor civilizațiilor dumnezeiescului biblic, cu ale celorlalte populații, pentru a ajunge la concluzia că ADN-urile acestui popor sunt mai homozigote, adică au o puritate genetică. În loc de aceste cercetări, ni se pune pe hârtie o axiomă. Una dintre caracteristicile programului în curs constă în conflictul deschis între supercivilizația Dumnezeului biblic, al cărui produs este poporul evreu. Pe de altă parte, nepotrivită este și concluzia cu marca genetică a getodacilor, în care ADN-ul, care este o înlănțuire chimică și care are o bază stabilă în timp, este argumentat prin faptul că în multe locuri ale teritoriului getodacic apare inscripționat 666 sub forma SSS, CCC sau VIVIVI. Astfel de locuri sunt, spuneam și mai devreme, complexul de la Sarmisegetuza, Opaițul de la Drobeta, placa de marmură de la Tomis sau cea de la Tetova, Macedonia. Întrebarea care se pune însă este următoarea. Dacă apar astfel de inscripții, acestea denotă ADN-ul unui întreg popor? De ce nu purtau grecii marca 666? Pentru că textul era scris în limba greacă. Sau de ce romanii nu poartă marca 666? Pentru că textele erau scrise și în limba latină. Ce legătură este între chimia subtilă a ADN-ului uman și aceste relicve arheologice? Chiar presupunând adevărul celor afirmate că există aceste câteva relicve, acesta nu este un argument care să conducă la concluzia că ADN-ul getodacilor este marcat cu 666. Poate că această problemă, spune autorul, ar fi explicată cel mai bine de specialiștii care dau definiția ADN-ului. Acesta este materialul genetic al organismelor celulare și al celor mai multe virusuri. ADN-ul poartă informațiile necesare sintetizării directe a proteinelor și pentru replicare. Sinteza proteinelor este producerea de proteine necesare celulei sau virusurilor pentru activitățile acestora și pentru dezvoltare. Replicarea este procesul prin care ADN-ul se copiază pe sine însuși pentru fiecare celulă descendentă, păstrând informații despre sinteza proteinelor. În cele mai multe organisme celulare, ADN-ul este organizat ca și cromozomi localizați în nucleul celulei, ne arată știința. Dragi prieteni, atât despre acest subiect. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine până la sfârșit. Vă aștept și data viitoare cu mare drag. Până atunci, vă doresc numai bine. Pe curând!